În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Lăudați să fie Iisus Hristos! Cernici părinți concelebranți, dragi tineri, iubiți credincioși, suntem în duminica a doua din Advent, a doua etapă care ne pregătește pentru sărbătoarea Crăciunului, o duminică în care vom auzi și glasul profetului Isaia și al Ioan Botezătorul cu chemarea la pocăință, la convertire. Ne bucurăm să fim împreună pentru a lăuda pe Domnul pentru acest timp pe care ni-l dă, timp de așteptare, timp de speranță, timp de bucurie. Și un motiv în plus pentru noi astăzi aici în catedrală, pentru tinerii care, un grup mare de tineri care fac adesiunea la acțiunea catolică. Fraților, preaiubiți să participăm la această liturghie în cadrul căreia membrii acțiunii catolicii depun adesiunea ca semn al dorinței lor de angajare ca laici pe drumul Sfințeniei prin implicarea în biserică și în societate. Să îi însoțim cu rugăciunea noastră pentru ca ei să fie fideli angajamentului lor. Astăzi suntem adunați în fața altarului, într-un mod particular noi, membrii acțiunii catolice înscriși în această parohie, pentru a marca dorința de a rămâne în drumul nostru de formare, în strânsă colaborare cu biserica. Prin acest gest, declarăm disponibilitatea și răspunsul nostru pozitiv în a parcurge cu fidelitate, deschiși spre toți ceilalți, etapele anului asociativ în curs, atât la nivel parohial, cât și la nivel diecezan. Voim ca prin această angajare să facem să crească darul de a fi în biserică laici responsabili în cadrul acțiunii catolice. Ne asumăm datoria de a aprofunda tot mai mult notele caracteristice ale acțiunii catolice și de a ne centra activitatea în scopuri nobile și calitative care să vizeze binele comun al tuturor. Ne încredem în bunul Dumnezeu și îl rugăm să ducă la îndeplinire lucrarea sa în noi. Și acum cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele noastre, pentru a putea celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Dumnezeule Atotputernic și milostiv, dă-ne, te rugăm, halul că nicio grijă pământească să nu ne împiedice în drumul nostru spre întâmpinarea Fiului Tău,
iar cunoașterea înțelepciunii cere să ne facă părtași de viața Lui. El care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. El îi va judeca pe cei săraci cu dreptate. Citire din cartea profetului Isaia. În ziua aceea va ieși o mlădiță din trunchiul lui Iese și un vlăstar se va ridica din rădăcinile lui. Se va odihni peste el Duhul Domnului, Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al tăriei, Duhul științei și al fricii de Domnul. Își va găsi bucuria în teama de Domnul, nu va judeca după aparența ochilor și nu va lua hotărâri după cele auzite cu urechea. Îi va judeca pe cei săraci cu dreptate și va lua hotărâri cu nepărtinire pentru cei nevoiași ai țării. Va lovi pământul cu toiagul gurii sale și îl va ucide pe cel nelegiuit cu suflarea buzelor sale. Dreptatea va fi cingătoarea coapțelor sale și fidelitatea cingătoarea mijlocului său. Atunci, lupul va sta cu mielul și leopardul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și animalele îngrășate vor fi împreună și un copilaș le va călăuzi. Vaca și ursoaica vor paște împreună. Și puii lor se vor culca la un loc. Leul va mânca paie cu boul, copilul alăptat se va juca la gaura viperei și cel înțărcat își va întinde mâna în vizuina năpârcii. Nu vor face rău și nici o pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului, așa cum apele acoperă fundul mării. În ziua aceea, rădăcina lui Iese va fi ca un steag pentru popoare. Pe el îl vor căuta neamurile și locuința lui va fi glorioasă. Cuvântul Domnului. În zilele lui va înflori dreptatea și multă pace. Dumnezeule, dăruiește regelui judecățile tale și înzestrează pe fiul regelui cu dreptatea ta. Și el va judeca poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată. În zilele lui va înflori dreptatea și multă pace, până când va fi luna. El va domni de la o mare la alta și de la râu până la marginile pământului. El va elibera pe săracul care strigă și pe sărmanul care nu are ajutor. Va avea milă de cel sărac și de cel sărman și va mântui sufletele sărmanilor. Numele lui să fie binecuvântat în veci,
cât va fi soarele să dăinuiască al său numă. În el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului și toate neamurile îl vor preamări. Hristos i-a mântuit pe toți oamenii. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, tot ce a fost scris de mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin statornicia și mângâierea Scripturilor să avem speranță. Dumnezeul statorniciei și al mângâierii să vă dea aceleași sentimente unii față de alții ca ale lui Hristos Iisus, pentru ca într-un cuget și într-un singur glas să-L glorificați pe Dumnezeu și pe Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, primiți-vă unii pe alții, după cum și Hristos v-a primit pe voi, spre gloria lui Dumnezeu. Vă spun că, într-adevăr, Hristos s-a făcut slujitorul celor circumciși pentru a îndeplini promisiunile făcute părinților și a dovedi astfel că Dumnezeu este credincios și pentru ca națiunile păgâne să-L glorifice pe Dumnezeu pentru îndurarea sa, după cum este scris. De aceea, te voi lăuda printre neamuri și voi cânta psalmi pentru numele tău, cuvântul Domnului. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfânetură Matei. În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul predicând în pustiul Iudei. El zicea: convertiți-vă, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor. Acesta este cel despre care a spus Isaia profetul, care zice: glasul celui care strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările lui. Acest Ioan avea o haină din pără de cămilă și centură de piele în jurul coapselor sale, iar hrana lui erau lăcustele și mierea sălbatică. Și veneau la el din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului și erau botezați de el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Văzând că mulți dintre farisei și saducei veneau la botezul lui, le spunea: pui de vipere, cine v-a învățat să fugiți de mânia care vine? Faceți deci rod vrednic de convertire. Să nu credeți că puteți spune: îl avem ca tată pe Abraham, pentru că vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice lui Abraham fii din pietrele acestea. Securea este deja la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Eu vă botez cu apă spre convertire, însă cel care vine după mine este mai puternic decât mine.
eu nu sunt în stare să-i duc încălțămintea. El vă va boteza în Duh Sfânt și cu foc. Lopata de vânturat este în mâna lui și va curăța aria sa. Va aduna grâul în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge. Cuvântul Domnului. Ucenici, părinți concelebranți, dragi tineri din Acțiunea Catolică, dragi studenți, iubiți credincioși, duminica a doua din Advent, o a doua etapă care ne apropie mai mult de sărbătoarea mult așteptată a Crăciunului, dar pentru noi, din punct de vedere creștinesc, pregătirea pentru această sărbătoare ne este oferită și de biserică, pentru a face acei pași necesari pentru o sărbătoare frumoasă. Ca în fiecare an, această a doua duminică din Advent este însoțită de prezența două figuri, profetul Isaia și Ioan Botezătorul, înaintea mergătorului Iisus. Profetul Isaia, care a trăit cu mult înainte de venirea lui Hristos, prevestește o lume cu totul nouă atunci când va veni Mesia. Am auzit cuvintele foarte poetice, aproape irealizabile, dar profetul visează într-adevăr la o stare de lucruri care nu va fi așa cum era pe timpul său. Și a doua figură este cea a lui Ioan Botezătorul, înaintea mergătorului Mesia. El vestește venirea lui Mesia, chemând lumea la pocăință. Convertiți-vă, pentru că împărăția cerurilor s-a apropiat. Revine la începutul Adventului invitația să pregătim calea Domnului, cu alte cuvinte, de a ne schimba viața, pentru a fi gata și găsiți vrednici să primim mântuirea lui Dumnezeu. Încă un pas mai departe, dar încă un gest din partea lui Dumnezeu pentru a ne arăta cât de mult ne iubește. Adventul este un timp de așteptare, cum știm, timp de pregătire, timp de reînnoire, poate nu în sensul în care ne însoțește și ne presează timpul postului mare, dar și Adventul este pentru noi un timp de pregătire, de reînnoire. De aceea trebuie să trăim acest Advent cu starea sufletească a celui care a așteptat venirea lui Mesia timp de atâtea veacuri. De multe ori cântările noastre fac referință la aceste generații din Vechiul Testament care au suspinat după venirea lui Mesia. O venire care, sigur, s-a realizat la împlinirea timpurilor. Adventul nostru, cel de astăzi, se desfășoară în realitate între două veniri. Este aceea de la Crăciun, a cărei memorie o sărbătorim la 25 decembrie, sărbătorim nașterea istorică deja lui Hristos pe pământ, dar este și o a doua așteptare a lui Mesia, cea care se referă la venirea lui Hristos la sfârșitul timpurilor. Și poate mai mult această venire trebuie să ne preocupe în efortul nostru de a fi pregătiți, de a fi convertiți. Am auzit cuvintele foarte insistente ale lui Ioan Botezătorul, care își face ale sale cuvintele profetului Isaia, Ieremia sau ale profetului Baruc. Convertiți-vă, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pregătiți calea Domnului. Faceți drepte cărările lui. Într-un timp, drumurile erau netezite și reparate
în vederea sosirii regilor. Și astăzi nu suntem departe, pentru că atunci când se anunță vizita unei personalități sau când a fost Sfântul Părinte Papa la București, s-au reparat multe drumuri și toți doreau că dacă ar veni în fiecare zi sau în fiecare an câte o personalitate, poate s-ar repara mai multe drumuri. Dar acum Ioan ne cheamă la o pregătire, la o convertire, la o pregătire specială a drumului care să netezească calea lui Mesia spre noi. Aceste reparații a drumurilor le facem la noi înșine, nu pe drumurile materiale, le facem la sufletul nostru. Tocmai prin efortul de convertire facem drepte cărările sufletului nostru, ale conștiinței noastre, pentru a aștepta venirea lui Mesia cu o viață bună și reînnoită. Și Crăciunul să fie întâmpinat cu o stare sufletească deosebită, dar mai ales acea stare sufletească total nouă, care să ne găsească pentru întâlnirea definitivă cu Mântuitorul la sfârșitul timpurilor. Profetul Izaia și Ioan Botezătorul vorbesc despre prăpastii, de văi de netezit, despre cărări strâmte, de locuri abrupte care trebuie umplute. Este viața noastră, de fapt, care trebuie reașezată. Este inima noastră care trebuie revizuită. Sunt defectele noastre care trebuie eliminate din viață. Defecte pe care uneori le acceptăm cu prea mare ușurință. Toate acestea denivelează acea puritate, acea liniște sufletească și de aceea aici trebuie să lucrăm în sufletul nostru. Aici sunt drumurile, cărările pe care trebuie să le reparăm. Trebuie să ne renoim în timpul nostru, în acest moment concret, istoric, în care trăim astăzi, cu referință la tot ceea ce putem face referință, la actualul papă, la președintele țării, la personalitățile timpului de față din lume. Astăzi suntem chemați să realizăm această convertire. Pentru că mai mult poate și societatea noastră, care se proclamă cu tâmbițe că este botezată și prin urmare este creștină, nu contează confesiunea, noi toți împreună, pentru a fi vrednici de Domnul care vine, avem nevoie de convertire, de întoarcere. Pentru a ne regăsi motivația de a ne angaja cu mai multă determinare pe calea promovării binelui, a valorilor creștine, pe care să le punem în centrul vieții noastre, pe care să le apărăm și care să ne susțină și să ne inspire viața ca adevărați creștini. Și mai ales mă bucur că în adeziunea pe care o fac tinerii la Acțiunea Catolică se angajează tocmai pentru această colaborare pentru promovarea valorilor creștine, de a pune în preocupările lor principale toate acele valori pe care societatea de astăzi le uită cu prea mare ușurință. Dar pentru că vrem ca și Crăciunul, pe care vrem să-l sărbătorim în acest an, să lase în viața noastră un semn care să ajute apoi pentru această așteptare mult dorită de la sfârșit. Profeții au spus sute de ani de rândul că venirea lui Mesia va transforma în totalitate pământul. Am auzit profetul Izaia care vorbește de acest personaj peste care se va așeza Duhul Domnului și în timpul lui vor fi fenomene deosebite. Este, sigur, un vis al profetului Izaia, dar toți profeții, de fapt, au avut viziuni și au împins cu viziunea spre asemenea timpuri în care situația să fie alta decât era în realitate. Însă, din păcate, experiența ne arată că această schimbare nu este atât de ușoară. Sigur că, dacă ne gândim la ce trebuie să realizăm în acest an, cu siguranță că experiența ne arată că acest Crăciun nu va transforma prea mult, de vreme ce toată atenția noastră se îndreaptă spre miliardele de luminițe care se aprind pe străzi în aceste zile
și care fură din farmecul misterului Crăciunului. Se vor aprinde, s-au aprins deja aici la noi și în toată lumea, miliarde și miliarde de asemenea lumini. Chiar și în acele locuri unde mai puțin lumea se gândește la Crăciun, mă gândesc la multe țări unde creștinismul încă nu a pătruns, dar efectul comercial al Crăciunului, da, a ajuns. Venirea lui Iisus cere mai mult, mult mai profund, ceva mai profund de la oameni decât aprinderea acestor luminițe. Ceva care să ne atingă pe noi toți, care să ne facă să facem gesturi de dreptate, de bunătate, de iubire, de creștinism autentic. Și trebuie să o facem totdeauna începând de la noi înșine, nu trebuie să privim la alții. Fără a ne plânge de duritatea sau de încăpățânarea societății în care trăim, fără a ne plânge că nu avem condițiile necesare sau că alții nu fac niciun efort. Pe timpul lui Iisus, împăratul Tiberiu era un om discutabil, inflexibil și crud, iubitor de lux și de plăceri. Pilat era un om orbit de putere și de carieră, era un om corupt, despot și nedrept, care a condamnat mulți nevinovați prin procese sumare, prin care și procesul lui Iisus. Irod Antipa, despre care amintesc Evangheliile, fiul lui Irod cel Mare, cel care domnea când Iisus s-a născut și când a avut loc măcelul pruncilor nevinovați, era un rege desfrânat și crud și a ucis soția și câțiva din copiii săi doar pentru a-și păstra puterea. Filip, fratele lui Irod, din partea tatălui, o avea ca mamă pe Cleopatra, femeia intrigantă și capabilă de toate relele. Ana, soacra lui Caiafa, și amândoi erau vicleni, erau diplomați, dar au reușit să rămână mult timp la putere prin viclenia lor. Și comentează un cardinal, acesta era cu adevărat grajdul în care trebuia să se nască Iisus, grajdul geopolitic din acel timp. Dragi tineri, și astăzi sunt timpuri dificile și societatea noastră, deseori, parcă nu funcționează așa cum am voi noi. Sunt multe așteptări, multe voci care se ridică. Suntem și noi parcă în așteptarea unui mântuitor sau uneori nu mai suportăm tăcerea lui Dumnezeu pe care îl simțim că stă prea departe de problemele noastre și suspinăm, dorim să se facă dreptate, să fie mai bine. În Iisus, cel care a fost prevestit de Ioan Botezătorul, Dumnezeu se face aproape de noi și vine să ne vorbească. Astăzi comunică cu noi prin cuvântul Său și prin cel al profeților, profeți actuali care nu lipsesc astăzi în biserică, în zilele noastre. Poate sunt urechile noastre care refuză să asculte atâtea voci care ne vorbesc despre El și despre planurile sale. Iată ce scrie un sfânt părinte al bisericii, Sfântul Anselm. Sus, muritorule miserabil, fugi departe pentru un timp de ocupațiile tale. Lasă deoparte pentru un timp oarecare gândurile tale zgomotoase. Îndepărtează în acest moment preocupările tale grave și pune deoparte activitățile tale obositoare. Dedică-ți un timp pentru Dumnezeu și odihnește-te în El. Intră în intimitatea sufletului tău, scoate de acolo afară totul, cu excepția lui Dumnezeu și a celui care te caută să-L cauți și închizând ușa, caută-L mai departe. Ioan Botezătorul, conform textului de astăzi din Evanghelie, ne invită să intrăm într-o atitudine de așteptare și ne lasă exemplul său de viață. Ne impresionează ceea ce spune Evanghelia despre stilul său de viață. El a ales tăcerea în pustiu și a ales austeritatea pustiului. Și așa ar trebui să facem și noi pentru a fi noi înșine, cei pe care Iisus îi dorește să-i întâlnească atunci când ne va veni în întâmpinare. El ne invită, traducând în alte cuvinte, să închidem un pic mai mult internetul,
sau să stingem televizorul pentru a evita atâtea zgomote ale societății noastre. El ne face să găsim un pic de timp în întregime pentru noi, pentru a putea merge în întâmpinarea celui care a venit să ne caute și s-a făcut unul dintre noi pentru a putea vorbi cu noi pe limbajul nostru. Dacă vom avea curajul de a face cel puțin un pas în această direcție, vom putea lăsa și noi un semn profetic, așa cum a făcut Ioan Botezătorul. În orice timp, Iisus solicită pe cineva care să vestească venirea sa, să pregătească căile sale, care să îndrepte cărările sale, și aici nu suntem niciunul excluși. Și noi, în felul nostru, avem darul profeției primit la botez și noi suntem chemați să strigăm celor din jurul nostru să pregătească calea Domnului, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să poată veni la noi și pentru a putea intra în contact cu noi, cu noi toți oamenii timpului nostru, avem nevoie să ne ajutăm unii pe alții, să facem aceste drumuri mai accesibile, mai apropiate. Va fi posibil așa ceva vreodată? Se vor împlini vreodată pentru noi promisiunile profeților, promisiunile Mântuitorului din Sfintele Evanghelii? Există două evenimente care ne fac să spunem și noi: voi avea un vis. I have a dream. A fost prima dată un mare luptător pentru drepturile omului, al negrilor din Statele Unite, asasinat la 28 august 1963, care într-un discurs patetic, cel mai frumos discurs din secolul 20, de zeci de ori a repetat că are un vis, I have a dream, când totul, parcă în viziunea profetului Isaia, totul va fi frumos, totul va fi drept, totul va fi spre binele omului. Dar fac referință și la o cântare pe care tinerii poate o mai ascultă, deși este un șlagăr din anii 70, I Have a Dream, a formației ABBA, cuvinte iarăși foarte pline de optimism, că sunt posibile multe lucruri. Și voi, dragi tineri, trebuie să spuneți același lucru, I Have a Dream. Dar trebuie să avem un vis. Trebuie să avem un vis că toate se vor îndeplini, că vor fi timpuri bune. Și aceasta este nota specifică a tinerilor, dar și a tuturor creștinilor, optimismul. Oamenii, spunea cineva, au nevoie de vise. Vise pentru a trăi, vise pentru a supraviețui. Mai ales creștinii au nevoie de vise. Dacă nu ar fi fost vise în biserică, nu ar fi fost nici Evanghelia, nu ar fi fost nici profeți, adaug eu, ca Isaia, care visează un lup care conviețuiește cu un miel, imposibil, un leopard cu un ied, iarăși imposibil, un leu care să se hrănească cu paie, ca boul, lucruri inimaginabile. Nu ar fi fost sfinți ca un Francis de Assisi, un papa Ioan al XXIII-lea, un Ioan Paul al II-lea, un Padre Pio sau Madre Teresa, dacă nu ar fi avut un vis în viața lor. Vai de a nu avea un ideal, un vis, un scop mai înalt. Am devenit niște calculatori reci ai unor lucruri și ale unor interese. Dragi tineri, știu că sufletul vostru, al tinerilor, este în general făcut ca să zboare ca un fluture, să se înalțe cât mai sus, să respire aerul curat. Și pentru aceasta este necesar uneori să ne oprim, să ne rugăm, să ne gândim și să visăm. A trăi fără a visa, spunea iarăși cineva, este ca și cum ai vizita Veneția și nu te-ai plimba cu gondola. Creștinul este un om capabil să viseze. Dacă în lumea noastră s-a întâmplat ceva nou, ceva hotărător, ceva bun, s-a datorat unor visători incorigibili, care s-au încăpățânat în să-și imagineze o realitate, un mod de a fi diferit de ceea ce
aveau înaintea ochilor. Desiori, calitatea vieții noastre lasă de dorit, pentru că ne este teamă să visăm lucruri minunate, lucruri mari, lucruri noi. Ne este teamă să ne gândim la lucrurile sfinte, la lucrurile care cer efort. Ne este teamă să zburăm mai sus, să ne ridicăm spre înălțime. În schimb, și în această duminică, cuvântul Domnului ne solicită tocmai să visăm. Ne solicită să cultivăm în noi o speranță în viziunea profetului Isaia, că atunci când Mesia va veni cu adevărat, va fi mai multă dreptate, va fi mai multă pace, va fi mai multă iubire. Depinde de noi dacă lăsăm ca acestea să se înrădăcineze în sufletele oamenilor. Ne gândim de multe ori că visul este ceva irealizabil. În schimb, pentru creștin, visul este ceea ce Dumnezeu realizează. Uneori este credința noastră cea care nu are curajul să viseze, dar în schimb Dumnezeu are nevoie de visele noastre. Gândiți-vă ce ne-a dat până acum logica sau știința politicienilor. Ne-au dat violențe, războaie, foamete, droguri, moarte. A visa în limbajul biblic este echivalent cu a spera. Aici, atunci să umplem lumea de speranță. Pentru că atunci când avem speranță, putem să umplem lumea cu tot binele. Iar Dumnezeu ne va face protagoniștii unei istorii mari, a unei istorii diferite față de cea în care ne aflăm, a unei istorii noi. Și ne amintește acest lucru Sfântul Apostol Paul în scrisoarea către Romani, în fragmentul pe care l-am proclamat la această Sfântă Liturghie, care spune prin statornicia și mângâierea Scripturilor să avem speranță, să încercăm să visăm cum s-ar schimba viața noastră și viața societății noastre dacă am pune în practică invitația Sfântului Paul, tot din lectura a doua de astăzi. Primiți-vă unii pe alții, așa cum Hristos v-a primit pe voi. Vă invit, am găsit un text foarte interesant, dar care poate să ne dea de gândit și să reflectați asupra acestui text. Hristos al tău este iudeu, motocicleta ta este japoneză, pizza ta preferată este napoletana, berea ta preferată este nemțească, parfumul preferat de tine este franțuzesc, cafeaua pe care o bei cu plăcere este braziliană, ceasul pe care îl porți la mână este elvețian, cămașa ta este indiană, calculatorul și telefonul tău sunt coreene, vacanțele la care visezi sunt exotice, cifrele pe care le folosești pentru calcul sunt arabe, scrierea ta este latină, democrația la care aspiri este greacă, campionul tău de fotbal este argentinian, brazilian, român și așa mai departe. Și tu refuzi să-l primești pe fratele tău și tu reproșezi fratele tău că este un străin. Dragi tineri, să încercăm să visăm, dar fără a pierde caracterul necesar, contactul necesar cu realitatea, fără a ne pierde în iluzii și în ficțiuni. Cuvântul Ioan Botezătorul ne fixează în responsabilitățile noastre precise. Condamnarea sa este pentru cei care se presupun a fi drepți și cred că nu au nevoie de convertire. Nu cel care spune sunt creștin și își bate pumnul în piept este creștin, este creștin cu adevărat. Nu cine spune, declară că nu fac niciun rău, este imun de rău. Nu cel care judecă pe alții se sustrage judecății lui Dumnezeu. Nu este suficient a vorbi, a spune, e nevoie de roade vrednice de convertire. Creștinul este un om coerent, un om de caracter. Nu numai pe baza vorbelor, dar mai ales a faptelor sale. Spunea din nou un scriitor, vedeți, în viață cu toții săvârșim metamorfoze, dar nu sunt esențiale. Esențialul este să rămânem noi înșine. Aceasta este coerența, aceasta este credința noastră și aceasta nu este o utopie,
este perfecțiunea la care ne cheamă Evanghelia. Evanghelia ne fixează un ideal. Nu numai că nu reușim poate să trăim sau să schimbăm mari lucruri în istorie, dar dacă vom începe de la noi înșine și punem în practică această schimbare, convertiți-vă, faceți rod vrednic de convertire, cu siguranță că pornește primul pas, primul angrenaj care pune în mișcare apoi multe altele. Fără tensiunea și curajul de a visa, rămânem atașați unei vieți liniștite, de rutină, de obișnuință, de monotonie repetată a lucrurilor deja scontate. Numai cei care au avut curajul, spune filozoful Jacques Maritain, numai cei care au avut curajul să viseze, au reușit să schimbe lumea. Un adevărat creștin, iată un argument în favoarea lui Dumnezeu, prin urmare, un creștin rău este totdeauna un argument împotriva lui Dumnezeu. Și noi, ca să fim și glasul care invită lumea de astăzi la convertire și la întâmpinarea Mântuitorului, trebuie să ne înrolăm în rândul celor care suntem argumente în favoarea lui Dumnezeu. Amin. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer și a de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez de iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce. Întăriți de cuvântul lui Dumnezeu, care ne-a oferit iubirea și mântuirea sa, să ne rugăm Tatălui pentru a fi capabil să înțelegem semnele prezenței sale în viața noastră și să continuăm drumul convertirii noastre. Pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru episcopii noștri și pentru păstorii sufletești, asemenea lui Ioan Botezătorul, să vestească prin cuvânt și exemplu personal necesitatea unei trăiri autentice a credinței. Să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru conducătorii de state și pentru toate popoarele, în deciziile politice, tot să se conducă după principiile dreptății, păcii și solidarității, să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca această perioadă a Adventului să fie o pregătire pentru întâmpinarea celui mai important oaspete, care va păși în inimile și în casele noastre, să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru tineri, oferă-le tuturor tinerilor o gândire limpede pentru a te putea recunoaște și urma în toate situațiile, mai ales în cele grele. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru tinerii care depun astăzi adeziunea în acțiunea catolică, aprinde în inimile lor entuziasmul și pacea ta, dându-le înțelepciune și har pentru a te vesti prin acțiunile lor. Să ne rugăm!
Te rugăm, ascultă-ne. Pentru cei vii și răposați, condus spre convertire, Doamne, toate sufletele de pe acest pământ, iar celor ce au plecat din această lume, oferă-le mânghierea, mântuirea și pacea ta veșnică, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne. Dăruiește-ne, Tată, dorința de a te asculta mereu, de a căuta cu inima sinceră, pentru că astfel cuvântul tău va transforma existențele noastre și ne va face capabili să săvârșim mereu binele, prin Hristos, Domnul nostru. Vă fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu îndoare, Doamne, la rugăciunile și jertfele smereniei noastre și ceea ce nu putem dobândi prin meritele noastre, dăruiește-ne din belșugul milostivirii tale prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El la întâia sa venire, îmbrăcând neputința firii omenești, a împlinit orânduirea dintr-un început și ne-a deschis calea mântuirii veșnice, pentru ca la a doua venire, în strălucirea măririi sale, să primim în cele din urmă, în lumina deplină, cele făgăduite pe care acum, veghind în credință, îndrăznim să le așteptăm. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm inul slavei tale zicând fără încetare. Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însublețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numărul Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci el în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata lui înviere din morți și înălțare la cer,
și așteptând a doua lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Rugăm, Doamne, ca această jertfă împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta preghină pe acest pământ împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați din milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ne-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
noastră și spre tămăduirea mea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Îndestulat fiind cu această hrană sufletească, te rugăm cu mirință, Doamne, ca prin participare la tainele sfinte să ne înveți să privim cu înțelepciune la cele pământești și să năzduim spre cele cerești prin Hristos Domnul nostru. Urmează acum binecuvântarea însemnelor care se vor mâna apoi celor care astăzi sunt aici pentru a renui adeziunea la acțiunea catolică. Doamne Dumnezeule atotputernic, de la care ne vin toate lucrurile bune, te rugăm, binecuvântează aceste însemne și te rugăm să-i ajuți pe acești creștini pentru ca, înzestrați cu aceste semne ale apartenenței la acțiunea catolică, să se poată dezbrăca de omul cel vechi și să îmbrace omul cel nou care a fost creat pentru împărăția ta, prin Hristos Domnul nostru. Tinerii care depun adeziunea la acțiunea catolică în această seară sunt Adam Amalia, a Grigoroae Ioan, a Ilenei Andrei, Anchevici Diana Maria, Barticel Anton, Băiceanu Marian, Bejan Adriana Cristina, Bitiușcă Cristina Corina, Bârnat Valentina, Blaj Alina Cristina, Bulai Daniel, Cata Ioana Mădălina, Chertic Bogdan, Cioată Georgiana Cristina, Ciobanu Cristina, Ciobanu Laurențiu Iulian, Ciobanu Violeta Sabina, Ciulin Ala Loredana, Cobzaru Elena, Cocuț Raluca, Crețu Cristina, Croitoriu Bianca Ștefania, Daradici Carmen Dana, Doboș Adela Elena, Doboș Maria Alina, Doboș Robert, Doboș Ștefan Mihail, Dumitru Daniela Maria, Ienășcuț Marcela Alexandra, Farcaș Flavia, Fecheta Andreea, Frâncu Monica, Gherca Robert, Gherguț Ramona Claudia, Hazi Alin, Herciu Iolanda, Iacob Bianca, Ilieș Andreea Simona, Ioja Anton, Ioja Cristian, Jufa Cerasela, Lotca Vitalie, Mengereș Teodora, Micu Iulian Ion, Mihalaș Elvina Iulia, Mărți Octavian, Noia Beatrice, Pal Marius Adrian, Percă Adelina, Pișta Cătălin Andrei, Roca Roxana Raluca, Saranci Bruno Cristian, Sescu Ioana Emilia, Sescu Iuliana, Sescu Ana Lucia, Timofte Cătălina Ioana, Tulbure Andreea Monica, Tulbure Ioana Raluca, Vieru Cosmin, Vrabie Iosif, Bordaș Ionuț, Chiriac Diana Andreea, Bejan Mariana, Gervasă Mihaela și Adriana Ianuș.
reține atenția cu câteva anunțuri. Marțea viitoare, 6 decembrie, la ora 19, în aula Fericitului Anton Durcovici, va avea loc a treia întâlnire comunitară lunară din seria dedicată rolului și importanței Sfintei Scripturi în viața noastră. Întâlnirea este coordonată de preot Iosif Antili. Sunteți invitați cu toții. Joi 8 decembrie, solemnitatea Neprihănitei Zămisliri. Sfintele liturghii vor fi ca în zilele de duminică. În cadrul Sfintei Liturghii de la ora 11 vor fi hirotoniți ca diaconi 10 seminariști pe care să-i însoțim cu rugăciunile noastre. Sâmbăta viitoare, 10 decembrie, în ziua comemorării Fericitului Anton Durcovici, aici, la Catedrală, va avea loc un simpozion cu titlul Anton Durcovici, Marton Aron, frați în episcopat, mărturisitori ai lui Hristos pe drumul crucii. Programul va începe la ora 10 și se va încheia cu Sfânta Liturghie la ora 12. Duminica viitoare, la ora 19, va avea loc concertul tradițional de Crăciun, susținut de corul tinerilor noștri, Juvenes Ecclesiae, care animă liturghia de la 4 și iată acum sunt la un ceas aniversar 20 de ani de concerte aici, în catedrala noastră. E un eveniment la care cu siguranță vom participa cu toții cei care suntem de obicei la liturghia de la 4, dar vă invităm să duceți anunțul și mai departe pentru a fi o sărbătoare și un concert deosebit pentru comunitatea noastră. Datorită concertului, duminica viitoare și următoarea duminică, adică pe 11 și pe 18 decembrie, liturghia de seară, care se celebrează de obicei la ora 6, la ora 18, se va celebra cu o oră mai devreme, la ora 17, la ora 5, după amiază. Vă mai aducem la cunoștință că biroul parohial a fost mutat înapoi în clădirea de vis-a-vis, unde a fost până în primăvara trecută. A apărut revista Lumina Creștinului, pe luna decembrie. La ieșirea din catedrală, câteva tinere de la centrul de plasament al Caritasului vor să vândă unele obiecte religioase și felicitări de Crăciun confecționate de ele. Și colecta din această duminică a fost pentru centrul diecezan Caritas. Mai multe detalii despre aceste evenimente găsiți la fișier și pe site-ul parohiei noastre. Un gând de felicitare pentru tinerii care și-au luat o răspundere, o responsabilitate și o misiune deosebită aici în comunitatea noastră de a fi mai aproape de Sfânta Biserică, de a se implica mai mult în activitățile parohiale. Un gând de mulțumire le aducem și preoților care au dorit să participe la această sfântă celebrare, Părintele Cornel Cadar, care mai înainte a fost spiritual și director al Acțiunii Catolice aici în dieceză, Părintele Felix Roca, responsabilul actual al Oficiului pentru Tineri și al Acțiunii Catolice, Părintele Fabian Doboș, care la fel este responsabil cu tineretul aici, și Părintele nostru paroh. O mulțumire deosebită îi aducem preasfințitului nostru Aurel Percă, care a luptat mult pentru a ajunge la această sfântă liturghie, pentru că o răceală mai cruntă îi dă târcoale și a dorit să fie în mijlocul nostru pentru ca acest vis, cum ne-a spus la predică, să devină realitate. Preasfințite, vă mulțumim că sunteți în mijlocul nostru ori de câte ori aveți ocazie și posibilitate pentru a transmite că Dumnezeu este alături de tineri într-un mod special, că dorește să le arate un drum nobil pe care îl au de parcurs în viață. Vă mulțumim din suflet pentru participare și Domnul să vă binecuvânteze cu multă sănătate și putere de muncă. Și eu, dragi tineri din Acțiunea Catolică, împreună cu preasfințitul nostru episcop Petru, vă felicităm pentru această prezență activă în biserica noastră locală. O prezență deosebit de frumoasă și vizibilă și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că avem tineri așa de inimoși și aici la Iași și în alte localități și dorim ca acest cerc al Acțiunii Catolice să crească tot mai mult, pentru că este o formă de a vesti Evanghelia și de a face prezent credința în mijlocul societății.
vă felicităm, vă dorim mult curaj în activitățile voastre și să fiți mereu convinși că există această susținere din partea noastră și din partea preoților care ați auzit că sunt responsabili aici în dieceză sau pe plan parohial cu pastorația voastră. Maica Domnului să vă ocrotească și Sfântul Iosif, patronul vostru, să fie într-adevăr mereu alături de voi. Și acum ne plecăm fruntea pentru binecuvântarea finală. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.